Candidatul USL Nicolae Florian este foarte iubit și respectat de giurgiuveni. Acest lucru s-a văzut din bucuria cu care a fost întâmpinat de locuitorii de pe șoseaua Sloboziei. Nicolae Florian a stat de vorbă cu cetățenii ore în șir, timp în care le-a explicat acestora cât de benefică va fi prezența sa în Parlamentul României după data de 9 decembrie. Am un singur vot și celelalte voturi sunt ale dumneavoastră. Dacă dumneavoastră vreți să fiți alături de noi, Alianța USL, care înseamnă PSD, PNL, UNPR, PC, și acum a mai venit lângă mine să mă susțină și Partidul România Mare, dacă dumneavoastră credeți că eu pot să reprezint interesele orașului și proiecția dumneavoastră sus în Parlament, să mă alegeți. Vă rog să ieșiți la vot, să fiți alături de mine, să putem să facem ceva pentru orașul nostru, să putem să ajutăm primarul, să ajutăm președintele de Consiliul Județean, să ajutăm oamenii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru primire, mă simt ca la mine acasă, sunt vecinul dumneavoastră, da? Și chiar vreau un pas de cartierul ăsta și vreau să-l dezvoltăm și nu numai cartierul, ci și producția, fabricile, să le dezvoltăm, pentru că dacă nu avem locuri de muncă, nu putem să ne gândim la o dezvoltare a orașului. Cerințele locuitorilor din această zonă privind dezvoltarea orașului s-au dovedit a fi modeste. Nicolae Florian a dat ascultare tuturor, după care i-a asigurat de tot sprijinul său în implementarea proiectelor importante pentru Giurgiu.